Reprezentanții tuturor serviciilor de ambulanță județene din țară au venit la Iași pentru a marca cei 116 ani de activitate printr-o ceremonie inedită. La eveniment a participat și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, care le-a înmânat plachete cadrelor medicare care lucrează pe ambulanță. Serviciul de ambulanță din România este o instituție care a fost înființată în urmă cu 116 ani, cu scopul de a salva vieți. Meseria de ambulanțier nu este una ușoară, spune Florin Grigore, care lucrează în cadrul serviciului de ambulanță județean Iași de peste 16 ani. Bărbatul a văzut și trăit alături de pacienți clipe de groază, însă cele mai dificile momente sunt acelea în care pacienții își pierd viața. Este membru grele momente în ambulanță, tot timpul sunt grele momentele. Cu pandemia, în primul rând, când îți moare cineva, când știi, pierd la o solicitare unde ai pe cineva apropiat, drag și îți moare. La orice, noi punem suflet, la orice pacient care merge la el, punem suflet și... Chiar dacă în majoritatea serviciilor ar mai fi nevoie de personal medical, angajații reușesc să facă față provocărilor zilnice. 116 ani de existență a ambulanței în România ne onorează prin prezența colegilor din toată țara, cât și a oficialităților centrale și locale. Este o zi deosebită pentru noi, profesioniști din sistemul de sănătate, în special sistemul național de urgență, care, prin activitatea noastră, îndeplinim misiuni în procent de peste 90% din activitatea în prespital. La ceremonie au participat reprezentanții serviciilor de ambulanță din toată țara. Pare că ne aflăm aici, mulțumesc, de fiecare dată, în fiecare an. Suntem mândri de ceea ce facem. Pot să spun că suntem o familie. Din partea... Și suntem... Ministrul Sănătății va veni în sprijinul serviciului cu mai multe autospeciale. Să dezvoltăm în România o strategie de dezvoltare a serviciilor de ambulanță, pentru că, sigur, trebuie să avem elemente de integrare atunci când sunt situații de urgență, catastrofe, accidente, dar, pe de altă parte, responsabilitatea e clară a Ministerului Sănătății în ceea ce privește asigurarea resursei umane, dezvoltarea și pregătirea resursei umane și, așa cum spunea și dumneavoastră, dotarea cu mijloacele tehnice. În momentul de față există un deficit, în mod evident, de ambulanțe. Sunt foarte multe ambulanțe care au sute de mii, poate mai mult de 1 milion de kilometri, unele dintre ele. Și e clar că lucrul ăsta trebuie corectat. Peste 250 de angajați ai serviciilor de ambulanță din toate județele țării au participat la eveniment.